E ceață, e frig, e urât, e timpul perfect pentru a filma voxuri la Made in Media. Cum credeți, moldovenii cunosc diferența dintre șampanie și vin spumant? Îți pot o întrebare? Una mică. Consumați șampanie? Da. Nu prea. Nu. Nu? Nu prea. Nu. Ocazional. Consum. Consumați șampanie? Nu. Niciodată? Nu, nici la ziua de naștere. Dar vin spumant? Nu, dar înțeleg, e una și același lucru. Am consumat șampanie? Șampanie nu, vin spumant, da. Dumneavoastră consumați spumante? Da, spumante. Nu prea. Dar șampanie? Nu prea. Consumați șampanie sau vin spumant? Dar nu-i una și aceeași. Dar nu-i una și aceeași. Nu, serios. Eu, de fapt, șampan știu că vine de regiunea undeva în Franța, era o localitate, șampan. Da, da, șampan. Așa, iar la noi vin spumant pentru că, da, e vin spumant. Da, da, da. Și cum credeți? Moldovenii știu cu ce se combină corect un vin spumant, dar cu ce de obicei îl consumați? Vin spumant? Da. De obicei cu fructe sau cu săr? Cu produse din carne, de obicei. Și cu dulce. Și de Dumnezeu. Ce avem? Răcituri, olivie. Dacă avem posibilitate, cumpărăm și mandarine, ceva fructe, mere, avem numai decât. De obicei, carne să folosești. Și cu ce o combinați? Cașcaval și cu prietene. Ciocolată sau poate nimic ca să fie mai, să-i simți gustul, să fie mai bun, adică... Mai mult cu fructe. Fructe, ceva dulce, ciocolată, așa de genul. Nu știu dacă e corect cu ciocolată sau cu... Dar cu fructe e precis. Mai mult cașcavaluri. Cașcaval. Știu, nuci. Cum credeți, moldovenii știu în ce circunstanțe este indicat să consumi un vin spumant? Cu ce ocazie de obicei consumați spumantele? Cu ocazii speciale. Gen zile de naștere, nu știu, la nuntă, anul nou, sărbătorul de iarnă, ceva de genul ăsta. Anul nou, zile de naștere, Crăciun. Numai la sărbători, la anul nou poate câte un pic, dar așa nu. La o zi de naștere, la anul nou, la Paște, așa. Dar de obicei la ce ocazii consumați? Sărbători. Așa, fără ocazii nu consumă? Ocazii nu. Când așa vine cu poftă.